Bună, micuții mei campioni! Bine v-am regăsit! Astăzi v-am pregătit câteva ghicitori. Aceste ghicitori sunt despre flori. Nu se putea despre altceva, dacă tot am vorbit despre flori toată săptămâna, m-am gândit să vă pregătesc niște ghicitori și să văd dacă descoperiți despre ce flori este vorba. Să începem! Prima ghicitoare este așa. Este o floare parfumată. Există în multe culori și este mereu apărată de spinii săi protectori. Ia să ne gândim. Ce floare are pe tulpină niște țepi, niște spini? V-ați dat seama despre ce floare este vorba? Dacă da, vă rog la final să-mi spuneți printr-un video. Următoarea ghicitoare este. Galbenă e la culoare și se uită după soare. Ea pe câmp este plantată, ghicește floarea căutată. Oare ce floare stă pe câmp și-și întoarce capul după soare? Sigur v-ați dat seama. Următoarea ghicitoare este. Plantă medicinală este. Ea mereu pe câmp răsare, galbenă e la culoare. Când o sufli, puf apare. Spune, care floare-i oare? Ce floare găsiți voi pe câmp? Pe oriunde mergeți afară, o rupeți și suflați în ea. Știți? Cu siguranță știți și aștept răspunsul vostru. Clopoțel, mititel, scoate capul din zăpadă. Primăvara să o vadă. Despre ce floare este vorba? Oare care este prima floare care apare atunci când se termină iarna, când se topește zăpada? Care este vestitorul primăverii? Oare știți? Aștept răspunsul vostru. Ultima noastră ghicitoare este floare cupă evantai. Albă, roz, galben, corai. Faci un colțișor de rai din grădina lunii mai. Este vorba despre o floare care se găsește în multe culori și are o formă de cupă. Și vă mai dau un indiciu. Am pictat-o noi ieri. Ați descoperit oare despre ce floare este vorba? Dragilor, sunt tare nerăbdătoare să aflu răspunsurile voastre. Aștept filmulețele cu voi și cu răspunsurile la aceste ghicitori. Vă trimit mulți pupici și vă doresc un weekend minunat. Pa, pa!